De ce nu faci cu Gigi? De ce nu faci cu Gigi? Păi nu fac singur aici, fac 300. Păi de ce nu faci cu Gigi? Gigi... Aia 2000. Gigi și face el? Alte 2000. Cu, alte, cu... acum s-a trezit, l-au trezit copiii. Da. sunt și fetele. Așa. L-au trezit că el a avut pământ, nemaipomenit. pomenit. Eu nu vindeam pământul care l-a avut Gigi dacă mă am împușca. Uh -huh. Și l-au trezit Gineriso. când a văzut ce poate să câștige din imobiliare, că dacă ai pământul gratis? Da. Asta dai că ți-e ă, blocul ă, profit sub în ă, 1000% da, pământul câștigi în loc să-l vinzi cu 100 câștigi 400 uh -huh. făcând blocuri uh -huh. uh -huh. și acum s-a trezit și nu mai prea vinde Hai, serios? Asta chiar e noutate. Gigi, da. gata, a pus-o. Nu mai prea vinde acum. A, de sau exe... dacă vinde, vine la, vinde la prețuri din alea SF, nu? Da, da, de exemplu, a recuperat uh, vreo 6-7 hectare vis-a-vis -vis de unde am construit eu cele 120 de apartamente aici uh -huh. și nu vrea să mai vândă din el. Nu? Am vrut eu să. Am, am interpus așa. Da, să iei și. Da, și a zis că aici uh, uh, pământul ăsta nu mai vinde. Nu, indiferent de preț? Da, da, da. Și el cât vinde acolo de obicei? 200, 300? 350. Sau? 350? 350. Și a zis că momentan. Nu, 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 nu mai, nu mai vinde. Nu la mai la 350. Vine. Păi, dar Bine, Dar știi de ce nu vinde? Pentru că, datorită fetei lui, a făcut un, un bulevard de 21 de metri care duce din bulevardul ăsta până în lac. Aha. E o nebunie, mă. Deci, Gigi și-a schimbat strategia? Ce-a fă, ce făcut Gigi Becali și Bine, ce... Bine, fata ce... lui, înțeleg. Ce fata, fa... Cum o cheamă? Alex, Alexandra, Alexandra, foarte deșteaptă. Că înțeleg că e, acum cu pe imobiliare e creierul. Nu, cu... e, așa e la alta. Aia mm -hmm. la alta are blocuri mai multe. Mm -hmm. Dar ă, asta pe care ă, face blocul lip, aproape lipit de mine, la mm -hmm. 30 de metri de, de blocul și tu meu.